Se schimbă șefii la societatea pe acțiuni Barza Albă. Președintele Consiliului de Administrație al acestei întreprinderi cu capital de stat a declarat pentru TV8 că și-a dat demisia, pentru că a refuzat să semneze ordinul de numire în funcția de director general interimar a socialistului Alexandru Usatăi. La rândul său, directorul care a asigurat interimatul, după ce a decedat fostul director general, Sergiu Babi, ar fi fost presat să-i cedeze locul lui Usatăi și să revină la funcția sa precedentă, cea de director de marketing și vânzări. Socialiștii nu au comentat deocamdată aceste acuzații. După ce a decedat fostul director general de la întreprinderea Barza Albă cu capital de stat, Consiliul de Administrare l-a împuternicit să preia interimatul pe Arcadii Zastavnitski, anterior director al Departamentului de Marketing și Vânzări. Ulterior, acesta a plecat în concediu medical, după ce ar fi fost obligat să-i cedeze fotoliul lui Alexandru Usatăi și să revină la vechea sa funcție. Din cauza presiunilor din ultima perioadă, Zastavnitski a ajuns la spital, de unde ne-a răspuns la telefon. Acesta a refuzat să fie înregistrat, dar recunoaște că a fost mai întâi rugat, după care presat să cedeze funcția de director general interimar la Barza Albă, socialistului Alexandru Usatăi. Totodată contactat de TV8, președintele Consiliului de Administrație al societății pe acțiuni Barza Albă, Andrei Ivankov, a declarat că 4 dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație au votat pentru numirea lui Usatăi, iar el a refuzat să semneze ordinul de numire în funcție și a demisionat. Asta a fost părerea mea și nimeni nu m-a impus, nimeni nu m-a obligat. Răspund în care cunosc. Dacă eu n-am fost de acord, eu nu mai putem să închei cu dumnealui mai departe ca președinte Consiliu cu contractul. Acesta și-a argumentat poziția și spune că nu regretă că a demisionat, chiar dacă momentan a rămas fără funcție. Este o încălcare a legislației în vigoare. Deci, considerent că dumnealui încă funcționează ca în Parlament, el nu poate fi la două funcții de dat întărit. Și acolo îți primească salariul și aici. A doilea, eu am constatat că dumnealui nu are studii în domeniul acesta. Și încă un moment care nicăieri fostul director interimar a depus o cerere. El se anulează prima cerere de demisie. Însă a fost pus la sfârșitul zilei când mergea Consiliul. Joi, deputatul PAS Radu Marian a scris că la șefia Barza Albă urmează să fie numiți doi socialiști, Alexandru Usatăi și Alexandr Nesterovski. Marian a solicitat informații pe acest caz de la Ministerul Economiei și Agenția Proprietăți Publice. Ministerul Economiei a reacționat în scurt timp, dar a menționat că nu este responsabil de numirea conducătorilor întreprinderilor de stat, aceste atribuții revenind consiliilor societăților pe acțiuni. Deocamdată, socialiștii nu au venit cu o reacție. Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a PSRM nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje.